Dacă Jiul Petroșani a scăpat de retrogradarea din Liga a 3-a, învingând în ultima etapă din play-out-ul seria 7 cu 3-1 acasă pe Gilortul Târgu Cărbunești, Aurul Brad încă nu știe în ce eșalon va evolua sezonul viitor. Brădenii au învins în aceeași etapă pe teren propriu cu scorul de 2-1 pe Progresul Ezeri și au ajuns pe locul 8. Conform regulamentului, cel mai slab bloc 8 retrogradează în Liga a 4-a, dar cum dintr-o serie s-a retras o echipă și astfel au fost puține meciuri jucate, nu se știe oficial cum se socotește linia de clasament. Brădenii ar putea fi în această situație nedorită și sunt în așteptarea unei decizii a federației pe care și-o doresc favorabilă lor. Am reușit să obținem o nouă victorie și să terminăm pe locul 8. Așteptăm acum să vedem decizia federației care va fi, cum se va calcula acest cel mai slab bloc 8 și ne dorim din suflet să nu fim noi pe această poziție. Dorim să continuăm în Liga a 3-a și totul să fie bine din următorul campionat. Chiar dacă ar fi să fie echipa de pe locul al 8-lea cu cea mai slabă linie de clasament, cei de la Aurul Brad au șanse destul de mari să continue și în sezonul viitor în Liga a 3-a, întrucât se pare că, la fel ca și în ultimii ani, vor fi echipe mai bine poziționate sau chiar din eșaloane superioare care nu se vor mai înscrie în campionat.